România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. PNL și-a ales un nou președinte într-o atmosferă lipsită de entuziasm în care lumea chiar s-a aliniat la ce s-a vrut. Sau la ce au vrut cine, de fapt, că asta e întrebarea. Și de fapt, ce au vrut este cealaltă mare întrebare. Am văzut un partid disciplinat ca în vremea lui Dragnea sau a lui Adrian Năstase. Și în niciun caz viu ca în vremea lui Călin Popescu-Tăriceanu sau Crin Antonescu, ca să iau doar pe cei mai recenți. Toată viața lor, liberalii au fost un partid dezordonat, cu dezbateri interne, cu certuri, cu lovituri de palat și credințe legate de progres. Liberalii au fost un partid de antreprenori, zic eu, de oameni de afaceri, oameni cu vise, de multe ori, care fac lucrurile să se miște. Iar acum sunt un partid de organizație și de administrație, un partid subordonat pe linie ierarhică în spatele cotrocenilor, nu al generalului Ciucă, și un partid în care, după cum ați văzut, nimeni nu crâcnește, de asta și atmosfera tristă, lipsită de entuziasm ieri. Dar asta e mai puțin important. Dați deoparte. Azi ne vom uita la personaje. Noul președinte al PNL, generalul Ciucă, nu trebuie privit doar în această funcție. Ce ați văzut ieri la televizor este debutul alegerilor prezidențiale din România. După o tulburare a partidului, domnul Iohannis și-a ales succesorul, iar planul este ca acesta să fie dus de partid într-un tur 2 al alegerilor prezidențiale. Dacă planul merge bine, opinia mea, acolo domnul Ciucă se va întâlni cu un reprezentant al radicalilor sau al populiștilor, ziceți-le cum vreți, probabil George Simion. Asta ar face alegerea mai ușoară, căci domnul Ciucă nu e carismatic, nu are experiență și mai atârnă și un plagiat în raniță. Analiza acestui plagiat este blocată în justiție. Și aici fac o paranteză pentru stimata justiție din România. Domnilor procurori, să știți că nu mai suntem, domnule, în perioada Rodicăi Stănoiu. Aveți curaj, analizați, vedeți ce e cu cazul respectiv, dați-i dumneavoastră ce verdict aveți de dat, după care lăsați pe cei din administrație să-și facă treaba, adică să dea interpretarea administrativă a plagiatului, domnilor procurori. Este însă, domnul Ciucă, să revenim, închid paranteza aici. Este însă domnul Ciucă prezidențiabilul potrivit? Omul pe care îl așteaptă România? Deocamdată știm că este singur în această cursă, că va merge împotriva lui George Simion, foarte probabil, și a mai cui, că mai trebuie niște oameni aici. Mircea Joană, Gabriela Firea, Alexandru Rafila, Cătălin Drulă. E cineva pe care nu-l văd? E cineva la care nu mă gândesc? E posibil să fi uitat pe cineva, în mod evident. Dar, de fapt, ce așteptăm noi pentru România? Mai sunt 2 ani până la alegeri și încep să se facă socotelele, după cum vedeți. PNL a ales acest drum. România va fi și în următorii ani într-o situație complicată. Criza economică și cea inflaționistă vor persista. Spectrul sărăcirii unei părți din populație rămâne la fel de important. Vom trăi într-un context geopolitic profund schimbat. Să sperăm că nu va fi război, dar tensiunile din coasta noastră sunt aici pentru încă o generație. Și atunci trebuie să facem ceva ca nație, cea mai bună alegere posibilă, da? Trebuie să facem cea mai bună alegere posibilă din ce avem la dispoziție. Sau poate le spunem că alegerile astea pe care le au ei pe masă nu ne plac. Și, de fapt, cum ar trebui să arate omul potrivit pentru noi, cel care să conducă România mai departe, să știe să interpreteze acest sistem administrativ, da? Așadar, vă invit la dezbatere la România în direct, 0372069599. Îl repet, sunați-ne de oriunde din țara asta și din străinătate, 0372069599. Este Nicolae Ciucă prezidențiabilul pe care l-așteptați? Contra cui credeți că va candida domnul Ciucă? Și, în fapt, ce așteptați de la viitorul lider politic al României? 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook. Știți că mă mai uit și acolo cu coada ochiului. Sper să avem mesaje bune și echilibrate. Dar pornim acum dezbaterea la Europa FM cu Mihai. Salutare, bine ai venit la noi!
Bine, v-am găsit. Dacă este Ciucă omul pe care îl așteptăm ca președinte, depinde pe cine întrebați. Că ar putea să existe o mare maturitate care să zică, da, acesta este omul, ar depinde din cine e formată acea majoritate. Eu vă întreb pe fiecare dintre voi, adică voi aici, ca și mine, personal, noi vorbim în numele nostru. Nu e pentru tine, înțeleg. Personal, nu. De ce? Deci nici nu se pune problema. Pentru că, în primul rând, domnul Ciucă nu prea avea ce căuta nici măcar într-un partid politic. Da, apoi la președinția unei țări care totuși trebuie să se bazeze pe democrație. Ori sistemul militar nu este o după democrație, este un sistem necesar, e adevărat. Trebuie oricărei țări, se vede cu condițiile actuale. Dar nu putem să punem asta la baza niciunei democrații civilizate. Iar domnul Ciucă nu a demonstrat vreo clipă că, cum să spun, a înțeles cum funcționează în general democrația, politica, partidele, până la urmă despre politica nu e ceva mult, dar este reprezentarea demosului a populației, da? În structurile de conducere. Dar tu îi reproșezi că a fost, că a fost militar? Tocmai asta îi dă o carieră și să știi că mai sunt... Reproșez că a rămas ca ce a fost și chiar a mai și decăzut. De exemplu, uite, și-a uitat cuvântul dat. A zis că nu va face politică după ce nu va mai fi militar. Nu se va apuca de ori. Cuvântul dat la militar e unul dintre cele mai importante, cum să spun. Eu cred că una dintre cele mai importante chestii de onoare. Dom'le, dacă țara ți-o cere, hai să-ți citesc ceva. Zice Ludovic Orban, în materie de candidatură, Iohannis este cel care mi-a cerut să-l pun pe listă pe Ciucă. Ciucă nici nu voia. Când i-am spus lui Ciucă să candideze la Parlament, n-a acceptat. I-am spus că nu e ideea mea, mi-a cerut Iohannis. După ce el a vorbit, adică Ciucă cu Iohannis, a acceptat să candideze. Nici prin cap nu-i trecea să se înscrie în PNL, să fie obligat să candideze. S-a înscris în PNL în octombrie 2020, deci la rugămintea președintelui. Da, dar Ciucă a acceptat, corect spus, da. Într-un final. Într-un final, nu știm cât de mult a fost rugat sau cât de puțin. Sau cât de mult a acceptat salutând, mă rog, nu mai contează. Ideea este că ați văzut și ieri la alegerile din PNL. E foarte posibil ca Nicolae Ciucă să fie președintele așteptat de foarte mulți. Așa cum PNL-ul de astăzi ar putea să fie partidul de opoziție așteptat de foarte mulți. Pentru că dacă încerci să dobori un partid care îți face opoziție, cum a fost PNL-ul, un partid cu niște principii mari, s-ar putea să te trezești cu un altul în loc. Dacă încerci să dobori, să fii un alt partid care a avut și el așa niște principii, mai mult niște răzvrătiri, cum a fost PD, ulterior, era PMP, PDL, mă rog, poate mai. Iarăși, de avea multe probleme. Numai bine atunci îți ții tu o opoziție ascultătoare pe care chiar poți să și crești dacă reușești să o controlezi așa cum vrei. Și atunci nu mai apar, nu mai au loc să apară acele forțe care ar putea, de exemplu, să schimbe România, nu știu, sistemul pensiilor speciale, sistemul impozitării excesive a celor care stau la baza societății, pentru ca să nu ne atingem de cei care stau în vârf. Și o grămadă de lucruri care trebuie schimbate în România, nu știu, uite, mă gândeam că vorbeați mai înainte de inflație. Noi de când trebuia să trecem la moneda euro ca să nu avem așa o inflație? Anii ăștia trebuia să trecem, dar a existat o opoziție feroce și o nepregătire feroce. Își pune cineva problema de ce avem noi inflație reală în piață, luați prețurile de la raft, luați prețurile bunurilor de consum de 25, minim 30% chiar, când nu mai vorbim de energie și carburant, trecem peste asta. Atenție. Când dacă a fost în euro, oare ar fi avut inflația? Am fi avut, am fi avut, îți mulțumesc tare mult, Mihai, am fi avut inflație, că și zona euro are inflație, dar noi la inflația noastră adăugăm și devalorizarea euro, nu uitați că România e o țară care trăiește din... cu importuri masive, da? 0372069599. Este generalul Ciucă prezidențiabilul pe care îl așteptați? Asta e întrebarea de astăzi. De aici pornim după alegerile triste și fără entuziasm de ieri de la PNL. Dragoș, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin. E foarte posibil ca și alegerile prezidențiale să fie la fel de triste și fără entuziasm, așa cum au fost și cele din PNL, dacă domnul Ciucă va fi prezidențiabilul PNL-ului. Să nu uităm că mai sunt încă 2 ani până la alegeri, pe de-o parte, iar pe de altă parte urmează în curând rotirea
Crezi că mai are loc rotirea, da? Eu cred că da, nu cred că PSD-ul va lăsa din mână acel acord pe care l-a făcut cu PNL-ul și așteaptă foarte atent să se petreacă această rocadă. Și întrebarea e ce se va întâmpla când PNL-ul va prelua friele puterii și cum vor reacționa, cum vor fi tratați cei din PNL și cum vor reacționa cei din PNL la ceea ce va avea de făcut un prim-ministru PSD. Ăsta ar fi un aspect al lucrurilor. Apoi, să nu uităm că ce se întâmplă acum cu domnul prim-ministru, faptul că a fost pus în poziția de președinte, președinte PNL, s-a întâmplat și s-a mai întâmplat în trecut în PNL. E un tipar prezent. Întrebarea este dacă electoratul este pregătit să mai înghită, să mai accepte un astfel de scenariu pe care l-a experimentat odată cu mare bucurie și entuziasm, considerând că este schimbarea binevenită pentru țara asta, și acum este pus în fața unei stări de fapt care este cumva o imagine a unei trădări absolute pe care a făcut-o domnul președinte Iohannis pentru electoratul liberal. Apoi, mai sunt și alți actori, cred eu, în spațiul politic, care nu au ieșit încă în față declarativ pentru o competiție cine? Prezidențială. Ați menționat câțiva. Ăștia sunt evidenți. Joana Rafila Firea. Da, PSD-ul va avea cu siguranță un candidat și un candidat vizibil. Rafila și Firea sunt două nume extrem de clare și de puternice. Ai menționat un Drulă. Nu știu dacă Drulă va fi interesat de să fie prezidențiabil. Mai degrabă USR-ul cred că va veni cu altă imagine. Dacă ne aducem aminte, un Dacian Cioloș era o idee pentru poziția de președinte. În măsura în care USR-ul e capabil să-și regleze lucrurile și să clarifice lucrurile acolo, e foarte posibil să vedem, apărând și de acolo, un candidat care să stea în picioare pentru poziția de președinte. Apoi, așa cum domnul Ciucă a fost ales președinte al Partidului Național Liberal în foarte scurt timp și domnul Câțu a fost dat uitării, la fel de repede se poate întâmpla acest lucru și înainte de alegeri. Pentru că în PNL există o competiție surdă, acerbă, pentru multe lucruri, iar unul dintre ele este chiar acest post de președinte. Pentru moment servește domnul Ciucă. Pentru moment e ok așa cum este. Având în vedere contextul războiului, domnul Ciucă, să nu uităm, are o pregătire militară. Pentru moment servește pentru că e liniște în PNL, pentru că funcționează coaliția cu PSD-ul. Ce se va întâmpla în câteva luni de acum încolo? Aici lucrurile ar fi un spațiu mare de necunoscut. Nu ar fi PNL de râsul curcilor dacă ar mai schimba o dată președintele? Adică... Dar știi bine că scopul spus de mijloacele și deja au făcut atâtea gafe uriașe încât una în plus sau în minus nici nu mai contează. PNL-ul a pierdut enorm. Cred eu. PNL este un partid care a involuat. Asta este marea drama acestui partid. Îți mulțumesc tare mult. PNL, dintr-un partid de antreprenori, de oameni de afaceri, PNL e un partid al primilor îmbogățiți ai României și nu zic neapărat cu cuvinte rele și grele asta, da? Adică oameni care au făcut afaceri. Nu uitați că Dinu Patriciu avea, se mândrea tot timpul că avea carnetul ăla cu 001 care îi permitea lui să facă afaceri, da? Prima firmă din România. Ăsta era PNL-ul. Ei, acum PNL e un partid de administrație, un partid de primari, un partid disciplinat, președinți de consiliu județene, atât a pompat după modelul PSD-PNL și a dus toate odraslele în administrație. Nu e nicio diferență aici. Amante, pile, tot ce a prins PNL-ul a parcat în administrație și brusc s-a trezit că nu mai e partidul ăla care făcea afaceri și așeza lucrurile în România, da? Cum își dorea Dinu Patriciu? Să zică, domnule, să vină primul ministru la mine, așa zicea Dinu Patriciu, eu nu vreau să fiu prim-ministru, dar mi-aș dori ca primul ministru să vină dimineața la cafea la mine, să facă afaceri. Brusc PNL, brusc, în câțiva ani PNL, un partid de ăsta, de la instituția cutare, administrația cutare, pune-i pe ai noștri, scoate-i pe ai noștri, nicio diferență. Adică progresul ăsta antreprenorial a fost desfințat în partidul ăsta. Și acum,
totul culminează cu un general, adică în răspăr cu istoria lor. Radu, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună, Cătălin. Categoric Ciucă nu e prezidențiabilul care l-așteaptă nimeni și categoric nu e prezidențiabilul de care are nevoie România. Da, e foarte adevărat, e un general, vine din armată, ar trebui să vină cu un background, dar atenție foarte mare la cum vorbește Ciucă, rămâne o coadă de topor. Scuze pentru... Dar nu-i de asta coadă de topor, stai puțin. Coadă de topor înseamnă... Din punct de vedere al vocabularului. Deci vorbim de un om care este general, ceea ce teoretic care vine dintr-un teatru de operațiuni, cel puțin unul, ceea ce înseamnă că ar trebui măcar soldaților lui, 100, 200, 1000 de soldați, să le vorbească liber, exact așa cum ar trebui să fie în stare să vorbească unei țări. Nu mi se pare că suntem la nivelul respectiv. Categoric, dacă vine dintr-o structură militară, cum e Armata României, nu vine dintr-o structură militară reformată, după model NATO, ci doar ceea ce ne-am dorit. Dar cu siguranță nu suntem acolo. Și acum, întorcându-mă la PNL, să fim serioși, PNL, eu sunt un liberal prin definiție, sunt medic. Și am profesat în privat toată viața mea. Dar... Partidul Național Liberal nu are cum să mă reprezinte, pentru că nu din cauza laturii sociale sau așa, dar în primul rând din cauza practicilor. Ceea ce face Partidul Național Liberal acum nu este practică liberală. Nici din punct de vedere al limbajului, nici din punct de vedere al doctrinei, deși partea cu doctrina, să fim serioși, a vorbit de doctrină, vorbind de liberal, acum putem vorbi de orice partid politic, dar vorbind de liberal, a vorbit de doctrină, e o glumă. Să fie foarte clar. Da. Astea-s discuții mult prea aplicate în România, adică ce doctrină. La un dat PSD-ul lui Ponta scosese cel mai liberal cod de ăsta de finanțe, cod fiscal din România. Deci nu doctrinele, nu cred că cine intră astăzi într-un partid se uită la doctrină, ci cel mult la curățenie, iar alții se uită la pila pe care poate să-ți o dea partidul. Și slavă Domnului la pile, să trăiască PNL-ul, e măiastru. Dacă n-a pus PNL pile peste tot e una. Asta este valabil oricum în România, referitor la orice partid politic, să nu uităm, în momentul în care se schimbă puterea, sunt probabil în jur de 1000 sau 2000 de funcții, director la Apele Române, la parajele stricate, la Floarea de Colț, la ce vreți dumneavoastră, și astea sunt funcții care sunt date politic. Este partea de răsplată pentru că ți-ai făcut treaba în campanie sau... pentru că ai cotizat toate chestiile astea. Și atunci, aici PNL-ul nu se diferențiază cu nimica față de nimeni. Și ca să ne întoarcem la a doua întrebare dumneavoastră, referitor la ce contracandidat... Da, un contracandidat comod, categoric ar fi George Simion, dar probabil că nu o să ajungă acolo. Un contracandidat teribil de incomod, dacă cumva domnul Ciucă ajunge prezidențiabil, ar fi domnul Gioană. Dar aici depinde cărui partid se va alipi domnul Gioană, pentru că domnul Gioană, fost diplomat, venind vicepreședinte NATO, un om care vorbește liber și extrem de aplicat și fiind în stare să susțină fără niciun fel de problemă cam orice dezbatere la un nivel net superior față de domnul Ciucă, dar întrebarea este de cine se poate lipi domnul Gioană. Cum? Nu mai e la PSD. Domnul Gioană nu poate să candideze fără PSD. Adică aici lucrurile sunt clare. Categoric, dar credeți că are loc domnul Gioană la PSD? Prima întrebare, și dacă credeți că domnul Gioană și-ar dori să se lipească la PSD din nou? Răspund la a doua întrebare. Da, la prima nu toată lumea îl iubește, dar se poate face iubit. Cred că domnul Gioană vrea să fie candidatul PSD. Sunt convins de treaba asta. Că în altă parte n-are unde să se aducă sau... cine știe, poate vreo chestie din asta, o coaliție unică, nu-mi dau seama. Dar, în primul rând, domnul Gioană vrea să fie candidatul PSD și eu îl simt pe Mircea Gioană lucrând la lucrul ăsta. Adică, pentru mine, este vizibil cu toate semnalele, conferințele, aparițiile lui Mircea Gioană. Mircea Gioană este într-o, plasare a cunoștințelor și calităților sale din nou în piața românească. Apare la interviuri, comunică, e prezent, își creează profilul ăsta de om angajat în război, deci cu siguranță vrea și vrea cu PSD, că n-are un să vrea în altă parte. Este, dacă ar fi să-i punem în acest moment pe domnul Ciucă și pe domnul Gioană, unul lângă celălalt,
Mircea Joană este clar net superior la cel puțin 70% dintre capitolele unui prezidențiabil. Da. La un must have, să zic așa. Este, îți dau dreptate, Radu, dar uite, îndrăznesc să pun pariu cu tine că nu va fi formula asta. Din păcate, și fii atent la ce spun acum, dacă acești doi oameni ajung să contracandideze unul împotriva altuia, s-ar putea să fie varianta optimistă pentru România, la cum arată lucrurile acum, cu informațiile pe care le deținem. Din păcate, asta zic, s-ar putea să fie varianta optimistă pentru România. Da, există o posibilitate foarte mare să ne trezim într-un turul 2 cu Gabriela Firea și cu un George Simion și atunci Bravo. Din nou vom vota Bravo. Răul cel mai mic. Bravo. Adică șansele care sunt răul cel mai mic? Nu știu care este răul cel mai mic. Uitându-mă la Franța și la faptul că trei dintre candidații francezi au fost parte a partidelor extremiste, doi de dreapta și unul de stânga, mă întreb, suntem noi acum în cea mai rea postură posibilă? Da. Pentru că s-ar putea să nu fim. S-ar putea să ne mai aștepte, nu știu, un al doilea aur, dar poate pe cealaltă parte, pe cealaltă extremă. Extrema dreaptă. Deși aur are de acoperă foarte bine zona respectivă. Îți mulțumesc tare mult. Sunt două lucruri pe care le spune aur. Unul legat de sărăcie și al doilea legat de naționalism. Deci e un partid care se pricepe să acopere bine toate extremele. Domnul Ciucă mai are o mare problemă. Domnul Ciucă are un plagiat despre care nu știm nimic, că instituțiile statului respect justiția română. S-au angajat cumva la această operațiune de tăcere în această poveste. Aici, dacă domnul Ciucă vrea să fie cu adevărat prezidențiabil, domnul Ciucă, rezolvați chestiunea asta. Da, problemă, spuneți, domnule, am dat-o în bară, așa era pe vremea aia, așa se făceau, nu știu, inventați o chestiune de asta, așa face un militar. Crede cineva că dacă domnul Ciucă rămâne cu plagiatul nerezolvat în următorii 2 ani, că procurorii încă muncesc la dosar? Știți, apropo, că procurorii au luat singura copie existentă la Facultatea de Apărare, la Universitatea de Apărare, n-are cine să se uită în dosar, să uită dumnealor în momentul ăsta. Domnule, rezolvați asta, că asta trebuie să facă un candidat la președinție. O să apară și alte lucruri, așa în campanie electorală. Dumitru, salutare! Este generalul... Bună ziua! Este prezidențiabilul așteptat și dacă nu el, cine? Cu siguranță nu este. Nu cred că reprezintă o parte din populație. A pornit cu stângul, are un scandal foarte mare. Cred că vorbim prea puțin despre scandalul cu... doamna Emilia Șercan. Stați așa un pic. Emilia trebuia să vină astăzi la emisiune. Din păcate, programul ei s-a preorientat, a fost invitată la o instituție importantă și ea și mâine într-o serie de întâlniri din astea în care e audiată și își prezintă cazul. Și am stabilit că ne reauzim de marți încolo să vedem cum pot programele amândurora ca să vină în emisie aici să stea de vorbă cu voi. Am închis paranteza. Te rog. Mulțumesc. Nu cred că este prezidențiabil. A pornit dintr-un scandal și nu cred că reprezintă o parte a populației. Este un om care discută într-un fel care nu atrage. Pe mine, cel puțin, nu mă atrage cu nimic. N-are exercițiu, dar aici să facem. Îl pun într-o cameră cu niște specialiști și domnul Ciucă învață să vorbesc. 2 ani de zile este un timp prea scurt ca să formezi un politician și să-l urci la vârf, părerea mea. Ok, bun. Cred că este doar o opțiune de moment. Nu știu, sau de... Nu știu, și cine ar fi persoana potrivită? Persoana potrivită? Cred că domnul Rafila în momentul ăsta. Domnul Rafila? Vă rog, sunați, confirmați și sau infirmați 0372069599. Domnul Rafila, de ce? Cunosc pe cineva căruia i-a fost profesor și din câte am auzit este un om serios, pare un om serios, pare un om care știe ce vorbește. Eu nu simpatizez PSD, ca să înțelegeți. Dar singurul care ar putea fi în momentul ăsta un om pentru această funcție, cred că ar fi domnul Rafil. Ok. Da, nu vreau să vă contrazic. M-ați pus pe gânduri.
Eu pot doar să vă atrag atenția că în timpul perioadei în care România ar fi trebuit să aplice niște măsuri restrictive legate de COVID sau că ar fi putut încuraja vaccinarea, domnul Rafil a făcut niște compromisuri politice majore, adică nu s-a purtat ca profesionistul de medicină, ci ca politicianul Rafila, ca să fiu elegant. Mi se pare că a tras foarte multe frâne, așa, de care domnul George Simion s-a bucurat mai târziu. Noi avem nevoie de un politician, nu de un medic. Aha, okay. Avem nevoie de un om care să înțeleagă că uneori trebuie să faci și compromisuri. Dar n-avem nevoie de un om care să înțeleagă că dacă aplici știința, logica și legea, ne merge mai bine decât dacă te pui în brațele populismului, de exemplu, că așa a făcut domnul Rafila. Domnul Rafila s-a uitat care tabără e mai mare și a zis, aha, ăștia care nu cresc și nu vor sunt mai mulți, ok, mă duc acolo. Eu cred că pandemia era deja pe sfârșit. Da, mai avea... Da, aici aveți dreptate. Deja se calmaseră. Domnul Rafila nu a prins perioada aceea de agitație și... A prins finalul, nimeni nu știa ce să facă. Da. Greșelile din pandemie au fost făcute de cine a fost atunci. Și anume USR, PNL. Eu sunt simpatizant USR, dar acolo s-au făcut greșeli mari. Eu vă pun la încercare. Asta e datoria mea aici, să pun întrebările potrivite despre un om sau altul. Deci spuneți dumneavoastră că domnul Rafila cu domnul Ciucă. Că domnul Ciucă se duce așa. În primul tur al prezidențialilor eu pun mâna în foc, țin pariul ăsta. Nu cred că PNL poate să mai trăiască o rușine din asta, să zică cu 6 luni înainte de alegeri, hopa, ne-am răzgândit, uite, l-avem pe Rareș Bogdan aici. Eu cred că PNL ne-a convins că poate să trăiască orice rușine. Nu cred că mai are ceva de arătat. Este un partid ieșuat. Cred că domnul președinte a făcut niște calcule greșite în ceea ce privește PNL. Ori nu a avut informațiile corecte, ori, la un moment dat, să vă spun sincer, ca să vorbim deschis, mie mi s-a părut că încearcă să distrugă PNL-ul. Serios? Mie așa mi s-a părut. Mi s-a părut că încearcă să-l facă dintr-un partid mic, un partid inexistent. Dar se pare că domnul președinte avea planuri mari cu PNL-ul. Da. Nu știu, o fi slab ca politică? Cine? Sau nu are informațiile, da, exacte? Mulțumesc tare mult! Unii oameni pe Facebook zic așa, de ce faceți publicitate PNL-ului? Nu funcționează așa. PNL-ul este partidul de la putere din România. Alții spun că presa vorbește mult prea mult despre aur. A avea o problemă nu înseamnă să o eviți, ci înseamnă să vorbești despre ea. Cum o să cunoașteți dumneavoastră răul dacă nu este explicat? Credeți că alții români nu vorbesc despre aur și despre candidatul lor? Credeți că George Simion nu se pregătește pentru președinție dacă noi nu vorbim aici despre el? Sau cum credeți că funcționează viața? Nu ne uităm acolo și zicem după asta, iau-te domnule, a venit și George Simion aici. Nu, George Simion se pregătește, cum știe el mai bine, cu populismul pe care aur îl practică, cu înfricoșare, cu răstălmăciri, multe despre care va trebui să mai discutăm aici, da? Și ei se pregătesc în felul lor. Ei au această viziune despre România. Cum ar spune unii dintre colegii lui, să facem o Românie ca soarele sfânt de pe cer, nu? Știe domnul Simion că e de la istorie. Ceva să zică exprimarea asta. George, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Striblea. Haideți să vă răs, să încep așa cu întrebarea pe care a spus-o. Consensul este, toți cei care au dat în direct au spus că nu este un om potrivit pentru această funcție și eu sunt de părere și de același lucru. Cred că un om, omul potrivit pentru funcția de președinte în România a trebuit să vină în fața noastră, a publicului general, și să ne pună și o altă problemă într-un alt fel. Să decidem o dată și pentru totdeauna ce fel de republică trebuie să devină România, una parlamentară sau una prezidențială. E foarte bună întrebare. Pentru că din 2004, eu am 35 de ani, în 2004 atunci am făcut 18 ani și am votat pentru prima dată. Din 2004 am văzut problema asta constantă, lupta asta dintre președinte și prim-ministru. Fiecare cum, cărei poziții îi se atribuie diverse, mă rog,
diverse posturi sau responsabilități. Ține minte că a fost inclusiv în, când era PDL-ul, a fost o luptă internă între Călin Popescu Tăricianu și președintele Băsescu. Sigur. Și e o și problemă asta? Problema mare a fost și când a fost Ponta prim-ministru și... Mi-aduc aminte că Băsescu a trebuit să meargă la Curtea Constituțională și să ceară de acolo o explicație cine va reprezenta România pe plan extern. Da, a fost Consiliul European. E o problemă asta? Păi eu consider că e o mare problemă asta, pentru că noi, în mod normal, votăm direct președintele și mereu, deși dumneavoastră, acum, cu această emisiune, puneți problema cine va fi președinte, cine ne va conduce. Da. Și în momentul de față... Am simplificat, mă scuzați, da. Președintele lucrează un pic în spatele. După cum se vede, nu? După cum da, se vede. Să zic. După cum nu, se vede. Eu zic că mai bine ar fi să și noi, publicul în primul rând, hai să spun așa, cu mod mai glumesc, plebei, da? Să punem presiune pe clasa politică și să rezolvăm o dată această problemă, pentru că ne trage înapoi constant George, lucrul ăsta. George, îmi dai voie să te contrazic? Acesta este cel mai bun lucru care i s-ar fi putut întâmpla României. Să aibă această separație a puterilor făcută de maniera asta și să dea atribuții executive atât ramurii prezidențiale cât și celei guvernamentale. Pentru că tipul acesta de bătălie, care în definitiv a fost democratică, pe culoarele puterii și a ajuns să fie soluționată la Curtea Constituțională, ne-a dat posibilitatea să împiedicăm regimuri autoritariste în România. Eu nu știu dacă întemeitorii Constituției României s-au gândit vreodată la chestiunea asta, sau dacă au împărțit-o de maniera asta, dar de la Iorgovan până în 2004 când au făcut-o, cu siguranță au avut în vedere și acest lucru. Îți spun cu certitudine că dacă în epoca Dragnea am fi avut o Constituție cum ți-ai fi dorit tu, noi am fi fost Ungaria astăzi. Și încă există această posibilitate. Nu vreau să te conving sau nu știu dacă pot să te conving, dar eu cred cu tărie în existența unei republici în care aceste forțe se concurează și colaborează. Pentru că așa am reușit să dezvoluim corupția din România, când au fost poli de putere diferiți. Așa am reușit să punem și niște legi bune pentru România. Așa i-am împiedicat pe unii să facă legi proaste. Și tot acest schimb, joc de putere, în definitiv democratic, ne-a dat posibilitatea să vedem din când în când adevăruri pe care politicienii nu voiau să le spună. Ai încredere în mine când îți spun că în momentul în care vom avea un astfel de tip de putere, și în presă nu o să mai auzi voci diferite, vei fi ca la Budapesta. Nu vă contrazic, știu că aveți o experiență vastă în această problemă, dar aș contrazice și eu pe o parte, că aceste lucruri au fost date publicității sau s-au pus în dezbatere opinia publică când au fost și conflicte între cele două palate, nu? Palatul Victoria și de la Cotroceni. Sigur, da. Acum, pentru că conlucrează, nu mi-au zis nimic. Drept dovadă, n-au nimic cu domnul Ciucă, nu-l cunosc, nu am nici cunoștințe așa mari. Drept dovadă, plagiatura domnului Ciucă este ținută sub preș. Corect. Se poate întâmpla asta. Se poate întâmpla și atunci... Iertați-mă că vă întreb. Dar mi-a cea amintit cât timp și chiar recent am ascultat un podcast de la Recorder în care s-a vorbit despre, ce se întâmplă lui Emilia Șerfan. Și a spus atunci clar, președintele Iohannis și-a spus poziția încă de la început legată de plagiatură. Și acum, pentru că este protejatul său, domnul Ciucă, îl ține în continuare în față. Pentru că e protejatul său. Corect. Dar aici mai avem o șansă. Mulțumesc tare mult, George. Mai avem o șansă. Aceea a unui parlament care vorbește și are putere și poate să facă lucruri. Și nu uitați că această coaliție e forțată de un război. După ce coaliția nu va mai fi strânsă de un război, democrația va reveni cu mai multă forță. Gelu, salutare aici la România în direct. Bună, Cătălin. Referitor la întrebarea ta, ferească Dumnezeu, deci n-are, după părerea mea, n-are nicio șansă. Nu știu... N-are șansă? Cum a ajuns. Nu, n-are nicio șansă, sincer, nu este ceea ce trebuie. Calculele locatarului de la Cotroceni a fost să-și pune pe cineva în locul lui după chipul și asemănarea sa. Și să mă iată Dumnezeu, din 2004...
singurele lui realizări sunt pe excursiile la Miami, golful și... Păi lăsați-mă că sunt obosit de atâta somn. Deci nu are nicio șansă și mi-e groază să mă gândesc că, uitându-mă prin, hai să spunem, nu prin clasa politică, pentru că am ridicat-o deja la un grad prea mare față de un loc unde este ea prin manifestările ei. Nu văd pe cineva, ca și om politic mă refer, ca să se ridice la un nivel președențiabil. Acolo trebuie să ai niște calități, o structură, un caracter. Deci zice cineva aici. Ciucă... Domnul Peter zice pe Facebook, zice așa. Persoană cu coloană vertebrală, un bun orator, bun strateg, bun politician și, bineînțeles, un bun conducător. Asta la modul ideal. Știu că toată lumea se plânge de cum vorbește domnul Ciucă. Domnule, dar poate e deștept, adică poate nu poate să vorbească, dar poate știe când îi pui o problemă în față, dă o soluție strălucită. Domnul Cătălin, da, scuzați-mă, actualul președinte s-a stat și s-a, nu știu, să nu pronunț anumite cuvinte, două săptămâni să conceapă două fraze. Cealaltă persoană, care chiar dacă a fost general, nu știu, observ că anumiți politicieni, cred că dacă ajung sus, pe scaun respectiv, învață arta de a conduce, de a gândi, de a concepe strategii. De a pune ceva în practică. Oamenii ăștia nu sunt capabili de așa ceva. Efectiv, l-am văzut și pe colegul meu cu tot respectul de Breazlă, cel care e acum mare europarlamentar. Cine? Nu vă supărați. Și-a dat cu șutul în partea dorsală magna cum laude. Rareș Bogdan, deci, la el vă referiți. Da, nu vreau să intru în detalii. E vicepreședinte la PNL, deși... Da. Deci nu văd pe un om onest și care să aibă... Nu vă supărați, actualul locatar de la Cotroceni, când îți mor oameni în spitale, tu în loc să arăți empatie față de populație, tu te duci la schi? Păi, dar chiar nu-ți este rușine, nici un pic, mă? Dormi de 8 ani de zile și ai catastrofa asta și tu te duci la schi. Deci, scuzați-mă, jocurile sunt făcute de la Cotroceni, dar sunt făcute prost pentru națiune. Eu v-am prezentat ei planul. Jocurile, acum, genul... Eu v-am prezentat planul. Da. Deci, da, ei își fac jocurile pentru partid, știu nu pentru zici. Țară. Aici este diferența, pentru că țara le plătește lor salariile, nu partidul. Da, îți mulțumesc tare mult. Ce fac ei pentru România? Că la un moment dat a pus o întrebare, ce facem noi pentru România? Întrebarea mea este, ce fac ei pentru România? Discutăm despre asta. Mulțumesc tare mult. Sunt zile în care mai fac ceva. Dar domnul Ciucă realmente are o problemă. Dincolo de aceea de orator, nici domnul Iohannis nu e un strălucit orator. Domnul Ciucă trebuie să știe în acest moment că nu se mai poate baza pe răul cel mai mic. Că cu răul cel mai mic lucrează cu PSD și, de asemenea, încă nu s-a luat la bătaie cu AUR. Dacă asta e speranța pentru România, că să ia la bătaie cu AUR și că, vezi, Doamne, o să ajungă în fruntea țării așa, luați-vă această speranță. Pentru că, la rândul ei, domnul Ciucă duce ceva foarte greu în raniță. Nu e bastonul de președinte. Duce întâi acest plagiat, care îl va durea foarte tare. Asta e o chestiune pe care România trebuie să o rezolve. Măcar asta rezolvasem în România, nu? Adică se trăseseră niște linii. Iar acum e greu să te întorci înapoi. Și știți ceva, domnule Ciucă, dacă vreți să o rezolvați pe asta, ieșiți, domnule, și vorbiți. Ce ziceți de un interviu? No, nu neapărat aici. Duceți-vă și răspundeți dumneavoastră unde vreți la un interviu din ăsta complicat. Nu urmați modelul domnului Iohannis, care e despărțit, e plecat dintre noi. Nu știu care e activitatea lui furibundă, de care zicea Rareș Bogdan, dar nu se vede tot timpul, cel puțin noi nu așa simțim. Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă mulțumesc tuturor. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.